Bună ziua, dragi prieteni din Vărsător! Haideți să vă arăt la Vărsător ce v-a ieșit prima dată casa. Am să vă arăt aici casa. V-a ieșit în poziția 1. Arată foarte bine, arată până în 6 luni că tot ce se întâmplă în casa dumneavoastră va fi cu succes. Nu contează unde stați, într-un apartament, veți avea siguranță, fericire sau orice proiect aveți, să vă reparați o casă, să vă reconstruiți, să vă construiți o casă, să faceți o afacere de acasă. Orice faceți și apare această imagine, veți avea un succes foarte mare cu casa aceasta. Cu ce veți face? Va ieși scrisoarea, v-au ieșit trei imagini doar. Scrisoarea va ieși iarăși în poziția 1, foarte bine. Arată între 2 săptămâni și o lună. Vești de departe cu fericire. Și arată că fericirea va veni la dumneavoastră de departe, la Vărsător. De exemplu, că primiți un telefon, o scrisoare, un mesaj. Aceste vești ce le primiți o să vă afecteze toată viața și o să vă facă foarte fericiți. De exemplu, o propunere de căsătorie, o cerere sau poate dumneavoastră faceți o cerere care vă este acceptată. Pe de altă parte, aceste vești pot să însemne că vin de la o persoană care este aproape de dumneavoastră. Sau vor fi pentru o persoană apropiată. Sau veți ști despre o persoană despre care nu mai știți de mult timp și veți ști ce se întâmplă cu ea, ce viață are, pentru că parcă sunteți curioși sau vreți să știți despre o persoană și nu știți de mult timp și arată că acum veți ști despre această persoană. Apoi v-a ieșit o coasă, vă arăt acum. Nu știu de ce mi se toate mise. Așa. Coasa. Vă arată coasa că cum să spun eu, auziți ceva sau aflați ceva care o să aibă consecințe. Poate fi, de exemplu, de exemplu, că pierdeți serviciu, că vă spune șeful, gata, nu mai vii de mâine, că pierdeți o casă, că cineva nu vă mai iubește. Depinde ce circumstanțe aveți și trebuie să aveți grijă să nu contribuiți la această problemă. Deci să faceți dumneavoastră ca acea persoană să se certe cu dumneavoastră, să vă despărțiți sau să faceți ceva la serviciu, să fiți dați afară. De exemplu, poate să vă concedieze pe neașteptate. Sau aveți pe cineva înăuntru care este gelos la serviciu și pe abilitățile dumneavoastră și așteaptă o ocazie ca să fie concediat, ca să îl ajute să plece de acolo. Sau să vă comportați cumva, să vadă superiori și să vă dea afară. Trebuie să aveți mare grijă. Arată o situație în care sunteți preveniți, că aveți o situație și vă previne că puteți să treceți prin astea, prin să vă dea afară sau ce vă spun. Așa. Cam aceste trei imagini v-au ieșit.
Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.